A fost întocmită lista finală cu proiecte prioritizate incluse în strategia integrată de dezvoltare urbană a municipiului Iași și a zonei metropolitane Iași pentru perioada 2021-2030. Lista include 331 de proiecte cu o valoare totală de 6,7 miliarde de euro și reprezintă practic cadrul de dezvoltare a municipiului Iași și a zonei metropolitane pentru următorul deceniu. Lista include proiecte de anvergură cu precădere în domeniul infrastructurii cu impact metropolitan, județean și regional, precum autostrăzile A7 și A8, șosele de centură, trenul metropolitan și Spitalul Regional de Urgență. Printre proiecte prioritare se regăsește construirea de parcuri industriale. Drumul Transregio Iași-Vaslui, extinderea la patru benzi a drumului Iași-Tomești, înființarea centurii ușoare de ocolire a municipiului Iași și variante ocolitoare pentru trafic ușor și greu. Mare parte dintre aceste proiecte rămân teoretic doar pe hârtie, întrucât nu dispun de sursa de finanțare.